Am să vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați, onorăm în felul acesta cuvântul Scripturilor. Mă bucur și eu să fiu aici și să împărtășim din Scripturi în această seară. Mă bucur să văd atât de mulți frați și surori adunați într-un gând cu inimile deschise și cred că Dumnezeu onorează efortul nostru. Eu nu zic Dumnezeu să vă răsplătească, deja ne-a răsplătit. Deja ne bucurăm de o seară frumoasă. În această seară, dragii mei, vom citi din Cântarea Cântărilor un poem de dragoste care este alcătuit din punct de vedere retoric din 14 scene, 14. Iar noi vom citi una dintre acestea, așa cum se găsește în capitolul 5, de la versetul 2 la versetul 8. Cântarea 5 cu 2 la 8 și vă previn, mai ales pe cei care aseară nu ați fost, vă previn că este fragmentul cel mai rece din cântare. Este un fragment unde dragostea lipsește, unde bucuria s-a dus, unde romantismul nu se mai găsește nicăieri în acest fragment. Este fragmentul cel mai trist din cântare, iar scopul pentru care îl citim și în seara aceasta, cum am făcut-o și aseară, este că tocmai începeam, este că tocmai deschideam o temă pe care o vom continua acum, despre ce se întâmplă atunci când dragostea dintre om și Dumnezeu se răcește, alunecă, derapează. Nu mai este. Pentru o vreme sau poate pentru totdeauna. Hai să ne întoarcem la text. Adormisem, spune iubita, dar inima îmi veghea. Este glasul preiubitului meu care bate. Deschidem, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vărât mâna pe gura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat marama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Amin. Ședeți. Credem de obicei, iubiți frați și surori, că sunt doar două categorii de oameni pe pământ.
Credem că sunt de o parte trăitorii, adică cei care l-au cunoscut pe Domnul și trăiesc în fiecare zi cu Domnul mai mult, mai plenar, mai aproape. Iar în cealaltă categorie, la polul opus, sunt împotrivitori. Credem uneori, poate prea des, că de fapt lumea se împarte doar în aceste două categorii și fie ești un trăitor cu Domnul autentic, entuziast, fierbinte pentru Domnul, fie ești un împotrivitor feroce, ca Saul din Tars altădată. Realitatea însă ne arată că sunt mai mult de două categorii. Iar cei care au investigat acest subiect, eu din ei vă citez, nu inventez nimic, au identificat 6 categorii în total. 6 atitudini pe care un om, orice om în mediu creștin, le poate lua, le poate avea față de Dumnezeu. Că lucrurile nu stau neapărat în alb și ce? Și negru. Ci există o lungă zonă gri, formată din 4 atitudini între cele două, sunt 6 în total, care de fapt toate descriu o atitudine definită, circumscrisă, a relației posibile între Dumnezeu și om. Îngăduiți-mi, dragii mei, să enumăr aceste 6 atitudini, apoi promit, mai ales pentru cei care aseară nu ne-au însoțit, promit o mică recapitulare despre ce am predicat aseară, ca să putem în sfârșit pune subiectul din seara asta să fie pus pe înțeles pentru toți. Prima categorie sunt trăitorii, sunt tradiționaliștii, aceia care îmbrățișează credința religioasă într-un mod puternic, convingător, care articulează crezul, care au ce trebuie în minte, au ce trebuie în inimă, care nu doar spun, ci și fac. De obicei, aceștia sunt nucleul de bază a oricărei comunități. De obicei, aceia sunt nu doar duminica, nu doar la evenimente, nu doar când sunt invitați, ci aceia vin frecvent, mereu, e parte din viața lor și relația cu Dumnezeu e parte din viața lor. Este ceea ce într-un fel cu toții ne dorim să fim în această categorie, iar dacă suntem, să rămânem în această categorie, să ne ajute Dumnezeu. A doua atitudine, a doua categorie, sunt selectivi, adică aceia care nu practică tot, nu cred tot, ci își, cum am zis, selectează. Ei iau o pensetă nevăzută, pensetă. Știți că penseta e pentru precizie, nu? Au o pensetă cu care iau câte puțin. Sau să vă imaginați pe cineva care e tare mofturos la mâncare sau poate are probleme de sănătate și stă la o masă cu de toate și el umbră prin toate, nu știu, tăvile și ia mereu câte ceva, câte puțin și nu ia din toate. Și după ce pune în farfurie se gândește să mai lase și în farfurie. Asta e a doua categorie, selectivi, pretențioși. Dacă ar fi să le dai un examen și să-i întrebi de ce aleg ei ce-au ales, nici măcar ei nu știu să-ți explice. Pur și simplu, ei spun ceva de genul, așa am simțit, simt că asta mi se potrivește. Și mai spune ceva unui om care îți răspunde așa, într-o lume liberă și democratică, cum e cea în care trăim noi, în care gustul omului nu se... A treia categorie. A treia categorie sunt neangajații. La ăștia le place tot, dar nu se angajează în nimic. Ăștia sunt de acord cu tot ce se spune la microfon. Toate cântările sunt bune, ei nu cântă niciuna. Toate predicile sunt reușite, ei nu spun, Doamne, feri un amin, ei nu rezonează cu nimic. Ei rămân ca într-un juriu. Știți că juriu de obicei este format din specialiști, normal, care sunt oameni reci, sau cel puțin joacă un rol rece, distant, circumspect. Adică rămâi în expectativă și studiezi. Dar tu ești de acord cu tot. De obicei aceștia au și așa un bun simț și oarecare eleganță, spunându-ne,
Nu mă pronunț pentru că nu mă pricep la... Asta e a treia categorie. A patra categorie, vă aduc aminte că ne îndreptăm spre ateism, deci când ajungem la a șasea, acolo chiar este ateism pur, deci ne depărtăm de credință. A patra categorie sunt indiferenții. A treia era totul îmi place, dar nu mă angajez, a patra e mai gravă. Indiferenții, adică orice ar fi, sunt acolo, din vari motive, în mediu, sunt în mediu creștin, sau mai mult sau mai puțin, continui să merg dintr-un obicei, dintr-un, nu știu, dintr-o datorie, din motive omenești. Sunt acolo, dar eu rămân complet cum? Indiferent. Rece, distant, nu numai neangajat, indiferent. Nici măcar pe ăștia nu interesează dacă s-a făcut vreo greșeală, că se poate întâmpla să se facă vreo greșeală. Cei din prima categorie se scandalizează pe bună dreptate și spun, frate, nu-i bine să se întâmple o greșeală, să se reparăm greșeală. Pe ei nu-i interesează. Indiferenții. A cincea categorie, penultima, sunt cei deconectați, zice, din punct de vedere religios, și de fapt nu-i numiți deconectați, ca să nu ne complicăm, sunt neparticipanții. Adică cei care fac tot posibilul nu să participe, cum fac cei din prima categorie care lasă totul și se duc, ci fac tot posibilul să-și găsească cea mai bună scuză și cu zâmbet, de fapt, să nu participe. Știți bine că dacă cineva vrea să participe, poate să participe, face să poată. Știți că atunci când nu vrem să mergem undeva, ați observat că avem și motive ca să nu mergem? Ați observat, nu? Nu trebuie mult să te gândești, că aș face o afirmație, să nu mă o luați ca o jignire, dar eu aș spune că toți de aici în frunte cu mine, pentru seara asta, am fi avut motive convingătoare nu să venim, ci mai degrabă să nu venim. Și nu înseamnă că am fi făcut ceva rău. Motive omenești să nu venim. Și a șasea categorie, ultima, sunt împotrivitorii. Aceasta este poate starea cea mai complicată și mai gravă în care poate ajunge cineva, în sensul că el nu doar că nu se angajează și nu participă, el mai și vorbește cum? Împotrivă. El se uită de sus la ceilalți care merg la biserică și îi vede pe aceea ca fiind fără minte, fără rațiune, fără busolă, fără informație, fără... El e deșteptul și noi toți suntem proștii, care în loc să stăm acasă, ori să mergem în mall sau nu mai știu unde, iată că am venit aici, crezând că va fi mai bine dacă am venit aici. Împotrivitorii dau dovadă de o aroganță greu de suportat. Împotrivitorii ne explică nouă, celor care ne ținem de cale, în ce eroare suntem, cum pierdem vremea, cum vine cineva de la microfon și ne manipulează și își bate joc de noi, cum cântările acestea sunt doar niște cântări făcute de niște amatori, cântate de niște amatori, câtă vreme, dacă ai plătit un bilet undeva, poți să ai parte de un act artistic profesionist, ceea ce e adevărat, că poți să ai parte. Ei fie că nu văd, fie că se fac că nu văd, că noi venim aici, de fapt, nu pentru cântări și predică, ci noi credem că în cântare, în predică, în rugăciune, în întinderea mâinii, în zâmbet, e Hristos. Noi credem că aici e ceva nevăzut, care nu se poate întâlni în altă parte. Noi credem că biserica este un loc unic și că cu adevărat toată lumea îi aparține lui Hristos, toată creația, dar biserica în primul rând. Domnul este peste tot, de-a lungul pământului și de-a latul lui, dar cum își manifestă prezența în biserică, nu o face Domnul nicăieri. Iar noi de aceea venim din nou și din nou să ne racordăm din nou și din nou mai bine, mai mult, mai complet, mai matur, să ne unim cu Hristos. Nu ne adunăm să facem programe, chiar dacă trebuie să facem programe, adică un pic ne organizăm și noi cum facem. Știm că avem o oră de începere, estimăm o oră de final, e normal. Dar scopul nu e acesta, astea sunt mijloace, acesta este un cadru, un mediu. Scopul este ca în aceste două ceasuri, cum e în seara asta, să ni se arate Hristos.
să ne conectăm cu El. Restul sunt detalii importante, dar sunt mijloace, scopul e Hristos. Și într-un asemenea mediu, ca cel în care ne aflăm noi în seara aceasta, iată tema pe care am început-o aseară. Într-un asemenea mediu, dragii mei, se poate întâmpla din punct de vedere spiritual ca unii din familiile noastre, din casele noastre, din familiile noastre lărgite, dintre prietenii noștri, oameni la care ținem, care sunt valoroși în multe feluri, unii dintre ei, după ce au parcurs un drum cu Domnul, să se uite în ochii noștri și cu sinceritate să ne spună: până aici, nu mai cred, nu mai merg, nu mai fac. Părinți dintre cei mai spirituali, unii slujitori, și-au auzit copiii ajunși la majorat sau imediat după, spunând: te-am ascultat până aici, am mers, toate versetele le-am învățat, știu să cânt la instrumente, am cântat în cor, am fost în toate formațiile. N-am simțit niciodată nimic. Inima mea a rămas mereu cum? Rece. Prin urmare, nu vreau să mă mai mint. Acum că sunt major, trebuie să-ți comunic, să vă comunic, dragi părinți, că s-a încheiat. Și n-am să mai merg. Pentru că așa cum există încreștinare, există, din păcate, și descreștinare. Pentru că așa cum există îmbisericire, există și dezbisericire. Știu că e un subiect sensibil, eu însumi am emoții când îl vorbesc, eu însumi îl vorbesc rar. Dar pentru că l-am început aseară, îngăduiți-mi să-l continui și promit că și mâine seară îl vom continua, îl vom încheia la fratele Puiu, mâine seară, la 6. Pentru că eu cred că sunt trei lucruri care se pot spune despre cine cade, pentru că cine cade în felul ăsta, uneori irreversibil, acela nu cade de pe o zi pe alta. Cade în timp, așa cum te ridici în timp. Există trei trepte ale decăderii acestuia, oricine ar fi: copil, soț, soție, părinte, dar nu vă gândiți doar la copii, prieten drag, cineva de care îți pasă, și s-ar putea ca toți de aici să avem în minte un nume, s-ar putea să avem un nume deja în minte, pentru care ne frământăm, pentru care ne rugăm, nu, pentru care ne îngrijorăm, cu care vorbim și parcă nu iese nimic. Ei bine, sunt trei trepte ale decăderii și toate se regăsesc în cele trei imagini ale iubitei și a iubitului din Cântarea Cântărilor. Prima treaptă, despre care deja vorbeam, se numește apatia. Apatia, adică delăsarea. Totul începe pe panta aceasta a căderii, a decăderii, tot începe cu delăsare, cu o atitudine rece, precum iubita din textul nostru care zice: adormisem, dar inima îmi veghea. Dar eu totuși ce făcusem? Care era primul cuvânt? Adormisem. Am auzit bătaia la ușa iubitului meu, tocmai vă povestesc ce am citit, nu? Prima imagine, bătaia în ușa iubitului meu, iar eu, din somnul acela, din care nu mai vroiam să mă ridic, sau era așa de dulce somnul, știți starea aceasta, fizic vorbind, știți, când ai o moleșală, un somn din care trebuie să te ridici, dar totuși ai mai vrea să negociezi, să stai. Toți am trăit așa ceva, trăim așa ceva. Iubita de aici spune: cum să cobor, zice, pentru că zice, mi-am scos haina de pe mine, m-am făcut comodă, mi-am spălat picioarele, cum să iară să le murdăresc? Asta se numește apatie. Asta se numește amânare, târguială. Asta se numește să-l ții pe iubitul tău unde? La ușă. El stă la ușă și ce face? Bate. Din nou și din nou. Nu numai bate, am auzit glasul iubitului meu. E clar că e el. În cele din urmă, iubita se ridică, pentru că, ce interesant, i s-a făcut milă de el. Ați văzut? I s-a făcut milă de el. Nu atât de mult din iubire sau din focul acela, mă înțelegeți, ci faptul că ți s-a făcut cum? Milă. Și se ridică în cele din urmă și deschide ușa. Și acum țineți-vă bine. Când a deschis ușa, nu mai era nimeni. Și pornește în lumea largă, cum vom vedea în seara aceasta, a doua temă.
și îl caută și urlă și strigă și el nu e nicăieri. Apatia, dragii mei, se manifestă prin trei elemente. Inadecvare, la început cei despre care vă vorbesc se simt inadecvați, adică li se pare tot mai mult că ei nu mai sunt de aici dintre noi, deși cândva li se părea că erau. Apoi adăugați insensibilitate, devin tot mai sensibili, nimic nu mai ajunge până unde? Până la inima lor, nimic. Noi, majoritatea, suntem uneori aprinși de cercetare, de foc, nu? De cercetarea Duhului, de sunt momente bune, chiar avem momente înălțătoare uneori, nu când ne adunăm. El nu simte nimic. Semnalele iubitului nu mai ajung la el. Și puteți trece inactivitate. Inactivitate. În cele din urmă ajunge că dacă a făcut ceva, să nu mai facă. Pentru că ce rost are dacă tu nu crezi în cauza aceea? Ce rost are să mai fac? Și iese din toate și se izolează, se înstrăinează. Se înstrăinează de Dumnezeu, de biserică, de familie, de el. O înstrăinare pe multe planuri. E bine, dragii mei, a doua treaptă a decăderii, subiectul acestei serii, este amăgirea. Pentru că după apatie vine amăgire. Da, amăgirea care are și ea trei planuri, cum o să vedem, dar înainte de asta, îngăduiți-mi să ne întoarcem, uitându-ne la versetul 7, să ne întoarcem la drama pe care o trăiește iubita din textul nostru. Zice că am deschis iubitului meu, versetul 6, iertați-mă, am deschis iubitului meu, dar zice că iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Și apoi spune că înnebuneam când îmi vorbea, l-am căutat, dar nu l-am mai găsit, l-am strigat, dar el nu mi-a răspuns. Și versetul 7, păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit. Și ce au făcut? M-au ajutat să-l caut, nu? Toți mi-au sărit în ajutor. Nu! Păzitorii m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit. Mi-au luat marama străjerii de pe ziduri. M-au bătut, m-au rănit. Păzitorii de pe ziduri. Nu numai că l-am pierdut pe el, dar am ajuns într-o situație mai gravă, mai rea. Am ajuns să cad, ne gândim acum la pilda samariteanului milostiv, am ajuns să cad între cine? Între tâlhari. Imaginea este dramatică, sper că sunteți de acord cu mine. Era suficient să-ți pierzi iubitul, să-ți pierzi relația, era suficient să-ți pierzi credința prin apatie, dar cel care începe a pierde, cel care se depărtează și se răcește în timp față de Domnul și de ale Domnului, ajunge în situații mai cumplite, în care el însuși este hărțuit, bătut, însângerat, nu trupește, ci cum? Sufletește. Și sufletul lui este tăiat de cuțitele celor răi, nu? Sufletul lui are plăgi sângerânde, ca un trup. Sufletul lui este tot mai slab și mai îndurerat și mai haotic. Pentru că asta de fapt se întâmplă. De îndată ce ți-ai permis să mergi pe prima treaptă, să cobori pe prima treaptă a apatiei, dacă nu te redresezi la timp, vei ajunge în ceva mai grav, într-o amăgire, care are și ea o progresie anume și aș vrea să vă descriu această întreită progresie. În primul rând, să știți că avem căderea din gând, pentru că întâi de toate, omul când se amăgește, nu se amăgește cu fapta, ci se amăgește cu ce? Cu gândul. Prima cădere, prima amăgire a omului care l-a cunoscut cândva pe Dumnezeu și acum nu mai vrea cu Dumnezeu din diferite motive, este căderea din minte, din gând. Aici ne ridicăm prima dată și aici ce facem? Cădem prima dată. Ce înseamnă căderea din gând? Încerc să o explic. Căderea din gând înseamnă, în primul rând, un amestec. Un cuvânt mai pretențios, dar care vreau să vi-l dau, un pic tehnic, este sincretism. Adică amestecăm toate într-o oală mare. Amestecăm Biblia cu Coranul, dau niște exemple. Biblia cu Coranul, că doar și Coranul are lucruri interesante. Credeți-mă, chiar are. Chiar are.
Dar a lua de acolo și a pune aici și a le amesteca și a le mânca, așa, e deja prea mult. Amestecăm creștinismul cu budismul. Budismul e la mare căutare acum, statistic vorbind. E una dintre religiile necreștine, da, în mare creștere, mai ales pe zona intelectuală a Europei. Mai ales pentru cei rasați, citiți, care au niște pretenții de la propria minte. Și într-adevăr, dacă citești, am sper să nu vă dau idei prea multe, dar dacă citești un pic doctrina budistă, vei găsi în ea multe lucruri interesante, nu numai interesante, funcționale. Funcționale. Și unele asemănătoare, de rămâi surprins cu niște idei de unde credeți? Din creștinism. Că doar cam așa se aranjează lucrurile ca să fie cu adevărat cum? Tentante, ispititoare. Sigur, nu vă ascund faptul, doar toți ne informăm cam din aceleași surse, că există mai ales în Europa de vest, în Occident, Occidentul mult râvnit de noi, cei din Orient, există o tot mai mare tentație a islamului. Și o parte dintre creștinii care semnează un document, unii chiar semnează ceva de decreștinare, de debotezare, fac aceasta, declară cu mândrie, fac aceasta pentru că tocmai trec sau au trecut la islam. Și despre islam din nou vreau să afirm că teologia profundă a islamului are câteva chestii foarte profunde și foarte adevărate. Nu mă joc cu cuvintele. Poate că ar fi interesant în bisericile noastre, nu voi face eu asta și nu vom face acum, dar poate ar fi interesant în bisericile noastre cu doritorii care vor să-și lărgească un pic orizonturile, să mai prezentăm și ideile mari din celelalte religii, tocmai ca să învățăm să ne ferim de seducția lor. Pentru că ele sunt seducătoare. Când zicem căderea din gând sau amăgirea din gând, spunem în primul rând amestec. Ați văzut? Mélange, cum zice francezul. Adică prea le băgăm toate în aceeași oală. Pe noi credința creștină ne-a învățat de vreo 2000 de ani că Scriptura, Sfintele Scripturi, rămân cărți unice. Punct. Că biserica e unică. Punct. Are biserica probleme multe, dar e unică. Prin destin, prin, nu, mandat, prin... Că sunt niște lucruri care nu se negociază, care nu le poți îngemăna, împerechea, lega cu altele și să faci un cărnaț din ăla lung și să tot mănânci din el. Pentru că, folosesc metaforic o expresie din Vechiul Testament, moartea este noală, moartea este noală. Căderea din gând nu înseamnă doar sincretism, mai puteți adăuga relativism. Relativism, adică totul este relativ. După ce le-ai amestecat bine pe toate și ai amestecat în ele ca în oala mare cu lingura de lemn, oala mare de zacuscă, știi când facem zacuscă, mai faceți zacuscă? Vă rog să mai faceți. Cum o facem noi acasă, nu-i așa? Dar nu poți cumpăra de la supermarket. Noi facem. O zi ne trudim, dar după aceea ne fericim. Oala mare de zacuscă, după ce le-ai pus toate acolo, la un moment dat, toate seamănă cu toate, nu? Nu alege. Asta e și ideea. După ce gândurile toate, ideile, conceptele, religioase sau mai puțin religioase, nu mai zic este și amestec între religios și laic, și astea le amestecăm mai nou. Și după ce le amesteci, fără să vrei, tu nu vrei asta, el, cel care cade, cel care se desprinde de biserică, de Domnul, el nu vrea asta, nu mai ajunge în scurtă vreme să constate că toate sunt relative, adică toate sunt la fel. Omogenitate. Totul este omogen, eterogen. Totul este la fel, că până la urmă toate căile duc tot în cer, tot la Domnul duc toate. Și umblă să ne lămurească pe noi, ca ei totuși ne ținem de o cale. Și ne spun că nu e așa, pentru că ei deja au căzut în relativism, adică și-au pulverizat absoluturile. Ei nu mai au absoluturi. Ei au numai lucruri relative și deja sunt pe niște nisipuri, chiar dacă nu-și dau seama de care. Mișcătoare.
Tot la căderea din gând mai adăugați, vă rog, permisivism. Permisivism. Vine de la ce cuvânt? De la permisiv. În mintea lui, cel care se desprinde, se depărtează, va ajunge deocamdată numai la nivel conceptual, la nivel cognitiv, la nivelul minții, să fie tot mai permisiv, adică să-și permită nu tot mai puține, cum ne luptăm noi să ne permitem tot mai puține, el își permite tot mai, ajutați-mă, multe. Și noi ne îngrijorăm, și noi când îl vedem zicem, măi, că ne permite, că e cineva drag de-al nostru, mă înțelegeți? Avem o relație cu el. Măi, ce faci? Noi toți ne speriem, facem ochii mari. Noi ne punem mâinile în cap. El râde de noi. El râde de el, el râde de ziua de mâine. El râde. Așa atitudine are câteodată câte unul din acesta de te face pe tine să-ți pui semne de întrebare, nu asupra lui, asupra cui? Asupra ta. Eu am trecut prin așa ceva. Eu am trecut, m-am gândit, băi, poate eu sunt în eroare, poate eu sunt prea de tot. Când zicem căderea din gând, zicem ceea ce Apostolul Pavel spune undeva în Corinteni, zicând, noi răsturnăm, ce credeți? Izvodirile minții. Adică noi răsturnăm semețiile minții, noi răsturnăm găselnițele minții, constructele mentale, noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând acolo este, orice cuget, orice cugetare, orice concept, orice gând, îl facem rob, rob, ascultării de Hristos. Și acolo pentru cuvântul rob nu e dulos, nu e rob în sensul de sclav, ci acolo pentru rob e un alt cuvânt care se traduce direct prin captiv, prizonier. Acolo e prizonier, nu sclav, mai ceva ca sclav. Orice gând îl facem prizonier, captiv, ascultării de Hristos. Bătălia se dă în gând și căderea, când e să fie, este în gând, pentru că amăgirea nu începe prin vorbire, nu începe prin înfăptuire, nu, ci începe în gând. Este o vreme în care cel care s-a depărtat sau vrea să se depărteze, este o vreme în care le întoarce pe toate părțile și mereu îi dă după bunului plac, mereu ajunge la aceeași concluzie și pe măsură ce meditează mai mult, citește mai mult, se informează mai mult, pe măsură ce avansează, e o formă de a avansa, pe măsură ce face toate acestea, își găsește mai multe argumente, mai multe argumente și se întreabă în cele din urmă, mă, ce prost am fost, ani de zile am stat acolo, ani de zile am crezut pe ăștia, ce prost, cum am putut să mă duc acolo? Pentru că am lăsat la urmă să vă spun până trecem la punctul 2, că toată mișcarea asta negativă, nefastă, perdantă din gând, se poate pune într-un singur cuvânt, știți cum se numește? Mândrie, aroganță. Nimeni nu-L părăsește pe Domnul și biserica Lui în smerenie, nimeni. În smerenie nu pleci, în smerenie ce faci? Rămâi. Să te smerești mai mult. Nimeni nu-L părăsește în smerenie. Toți care îl părăsesc au ceva în comun, au argumente diferite, de acord, au motive diferite, de acord. Dar când te uiți, toți au ceva în comun. Toți sunt mândri, aroganți. Unii își camuflează, sunt mai inteligenți, alții nu. Dar oricum s-ar comporta în inima lor, chiar dacă nu declară, ei, în mintea lor, în concepția lor, în ceea ce știu ei de acum și cred ei sau nu cred, ei sunt peste noi, peste toți. Și le este milă de noi. Și le milă și de Dumnezeu, dacă mai cred sau nu în El. Mă rog, pot fi nuanțe și aici, pot să nu mai cred sau pot să continue să creadă într-un Dumnezeu făurit de mintea lor. Și e milă. E așa de milă cum i-a fost iubitei din Cântarea Cântărilor, care până la urmă s-a ridicat într-un târziu din pat, mult prea târziu, pentru că i-a fost cum? Milă de el. 2. Avem căderea din gând și în al doilea rând notăm căderea prin cuvânt. Căderea din gând și apoi căderea prin cuvânt. Adică prin rostire. De obicei, cine se înstrăinează de biserică devine mai vocal decât a fost când era unde? În biserică.
Dacă n-ați observat asta, o să observați. Măi, cât a fost cu noi, nu i-ai auzit? Gură. Momentul în care a început a se depărta, poate nu de tot, poate și aici sunt grade, știți, sunt... Dar oricum, când el nu se mai consideră, așa, mai dintr-o dată i s-a dezlegat limba. Dintr-o dată toate bine le știe. Dintr-o dată, numai l-a auzit spunând adesea despre unul, despre altul, mai ales despre slujitori, că știe el și pe cutare, că știe el. Că știe el și situația cutare, că până la urmă nici penticostalismul ăsta nu-i cine știe ce, sau baptismul, sau are el multe și-o citit el și-o vorbit el și știe el și cunoaște el. Mi-a fost dat să aud asemenea afirmații și de obicei am reacționat întrebând ce știi și l-am dezechilibrat. Adică înțelegeți că eu am intrat în jocul lui, că știe și zic ce știi? Niciunul până acum mie nu mi-a zis ce știe. De obicei îți răspunde enervant, îți zice nimic. Adică consider aproape că își bate joc de tine. Bun, dar ne jucăm cu vorbele? Ne jucăm, zice el. Păi eu zic să nu ne jucăm. Ce înseamnă căderea prin cuvânt? Înseamnă, în primul rând, neglijență în vorbire. Cândva era atent la cum vorbește. Cum atenți trebuie să fim toți, pentru că în Scriptură spune că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Vorbirea voastră să fie cu har și dreasă cu ce? Cu sare. Ca să dea ce? Gust. Nu, acolo un verset cum zice? Ca să dea? Să dea har celor ce ascultă. Se pare că noi când deschidem gura, dacă am deschide-o cum trebuie, ar trebui să ne hrănim unii pe alții cu cuvintele. Ar trebui să aducem mângâiere, îndreptare, nu? Totul din dragoste, să ne ajute Dumnezeu. Dragii mei, căderea prin cuvânt începe cu neglijența în vorbire. Adică omul nu mai e atent, nu-l mai interesează, nu mai are garda aceea sus, sau cum să zic, permanenta precauție, nu cumva să dea ce? Greș. Nu-și mai cere scuze pentru nimic. Trâncănește, vorbește, afirmă, trage concluzii, osândește, el deja și săvârșește judecata de apoi. Deși e clar, cred că pentru toți de aici, că niciun om nu are dreptul să judece pe un alt om, să judece în sensul să o osândească, da? N-are dreptul. Judecata i-a fost rezervată, spune în Scriptura asta, doar lui Dumnezeu. Și nici Dumnezeu nu se grăbește cu ea. Zice că e judecata de unde? De apoi. Nici el nu se grăbește, noi imediat ne grăbim. El nu se grăbește. El încă vrea să mai vadă cum evoluăm, cam încă ne mai dă timp. Căderea prin cuvânt înseamnă de asemenea necuvință în vorbire. Nu numai că e neglijent, devine necuvincios. Are expresii, vorbe cu două înțelesuri, glume cam prea multe, cam prea aspre, cam jignitoare. Ironii, bine, ironia e ceva inteligent, ironia. Numai că el duce ironia, cel în cauză, de obicei duce ironia și o face să fie tăioasă, adică te tai în ea, știi? Nu te bucuri de ea, te tai, te... Și mai puteți adăuga nerușinare în vorbire. Nerușinare. Vorbește în jargon, la limita înjurăturii. Folosește uneori versete din Biblie, ceea ce asta mi se pare tulburător. Folosește versete din Biblie ca să ne lovească pe noi. În vreme ce noi ne străduim să folosim versete să vindecăm, nu să rănim. Pentru el totul devine armă. Una dintre legile lui Murphy spune că dacă tot ce ai în mână este un ciocan, tot ce vezi în jur ți se pare că sunt cuie. Pentru că tu n-ai în mână decât un ciocan, ți se pare că toate sunt cuie. Adică tu trebuie mereu ce să faci? Să lovești. Asta li se potrivește acestor. Când ai început să cazi în gând, în concepții, fii pregătit, sau cum să zic, sperie-te. De la gând va coborî la ce? La vorbire. Pentru că din prisosul inimii, zicea Mântuitorul, vorbește cine? Gura. Nu mai poți să pui stabilă între gând și vorbire. Nu se poate, nimeni nu poate, nimeni nu poate. Vorbim din ceea ce știm, din ceea ce am citit, din ceea ce ne preocupă. Vorbim, dintre acelea vorbim.
Domnul Iisus Hristos spune așa de frumos, nu? Mi se pare că în Evanghelia după Ioan zice, eu nu vorbesc din ale mele, eu vorbesc din ale cui? Din ale Tatălui. Știți că într-un moment astral, într-un moment sclipitor pentru Simon Petru, Domnul i-a zis, da? Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu care este unde? În ceruri, într-un moment astral. Știu că Petru a avut și alte momente, dar în momentele lui cele mai înalte a vorbit direct de la cine? De la Dumnezeu. Căderea înseamnă să nu mai vorbești de la Dumnezeu, nici din cuvântul lui Dumnezeu. Să vorbești numai de la tine și de la alții, pe care mereu îi vei găsi mai deștepți și ca Scriptura și ca toată istoria creștinismului. Lasă-mă, frate, mi-a zis cineva relativ recent, tocmai în situația asta, în derapajul ăsta. Lasă-mă, frate Ghiță, că dumneata măcar știi mai multe din istoria bisericii. Ea mai știu și eu câte ceva, nu ca dumneata, suficient ca să-mi dau seama că nici biserica nu a fost ea maica precestă. Știi, asta se folosește prin Ardeal, poate și pe aici, maica precestă. Nu a fost nici biserica maica precestă în 2000 de ani, adică biserica a mai făcut câte o nefăcută. Acum că m-a luat așa în felul ăsta, eu l-am dezarmat cu sinceritatea și i-am zis, așa este. El nu s-a așteptat să zic așa este. Și a început să zic, nu e adevărat, măi, frate, așa este. Numai că am adăugat, m-am bucurat că am putut să adaug. Numai că biserica, de câte ori a căzut, ce crezi că a făcut, dragul meu? S-a ridicat cu lacrimi și căință și Domnul bun a primit biserica din nou. Că e biserica lui, tu înțelegi? Nu e a mea. Sigur că i-am mai dat și niște versete dacă am prins momentul. I-am zis, știi tu versetul ăla că de 7 ori cade? Știu toate versetele, mi-au zis. Și cred că știe. Pentru că cine cade, ăla n-are lipsă de versete. Nu trebuie să te duci să-i mai spui un verset, că numai îl întărâți, ăla știe versetele. Ăla n-a căzut că îi lipsea un verset. Acolo sunt lupte și căderi mult mai adânci. Nu că îți lipsea un verset. Ăla nu mi-a să-i mai ții încă o predică, pentru că eu l-a ascultat deja toate predicile. N-are nevoie de versete, de predică, nici de cântare. N-are nevoie de nimic din ce avem noi în registrul bisericii. Bine că am spus și asta. Aseară am spus-o, dar bine să nu uiți să o spun și acum. Deci, dacă te duci cu astea ale biserice peste el, da, faci mai mult rău decât bine. Și vei ajunge că te ocolește și n-ai vrea asta, că totuși îți pasă de el, vorbind de cineva cu care ai o relație, adică nu un străin. Asta e neglijența în vorbire, care vine imediat după căderea din gând. Și în fine, a treia și ultima cădere, să zic așa, după căderea din gând și căderea prin cuvânt, adăugați, vă rog, căderea în fapt sau cu fapta. Căderea cu fapta. Și aici avem noțiunea proprie de păcat, de fără de lege, de călcare a predicii de pe munte, a predicii de pe munte, care este fundamental etică, și călcarea decalogului. Eu fac mereu referire îngemănată la decalog și predica de pe munte, pentru că aici avem conținuturile etice în sinteză. În cele din urmă, cine s-a depărtat, deși la început ne spune tuturor, celor dragi, ne spune, eu fără Domnul, fără biserică, dar voi rămâne curat, voi rămâne moral, voi rămâne, așa ne spune. Bine că noi nu-l credem niciunul, nu trebuie să ne grăbim să-i spunem, nu te cred, că mai rău îl întărâți. Sună bine, sună prea bine ca să fie cum? Adevărat, prea bine. Mai devreme sau mai târziu, căderea nu va mai fi numai în gând și în vorbă, ci va fi în faptă. Pe primul loc aici sunt de obicei păcatele trupești, păcatele sexuale, trupești, săvârșite cu trupul, dar la alea mă refer, să nu mai repet. Nu-i din prima, sigur, la început este flirt, este cochetărie, este... La început te joci cu subiectul și la un moment dat ajungi să comiți. Și te simți murdar, că unii povestesc, chiar dacă nu mai mergeam la biserică, totuși m-am simțit prima dată când s-a întâmplat și a doua oară, m-am simțit cum, credeți că povestesc ei? Murdar. N-a alergat la izvor să se spele. Nu. A fugit mai departe de biserică, s-a dus mai mult în întuneric și s-a gândit soluția ca să nu mai am mustrări de conștiință este să fac mai mult păcatul ăsta, să-l fac mai mult. Și într-adevăr s-a gândit bine, bine între ghilimele. Pentru că făcându-l mai mult devine un mod de
viață. Și a găsit o soluție. Numai în loc să o găsească în direcția bună, a găsit-o în direcția care? Rea, tenebră, greșită. Ai, zice, nu mai am. La început am avut remușcări, am auzit eu de câteva ori, că au și tupeu și îți povestesc, știi? Că vorbim de oameni cu care avem o relație, asta zic, care îți povestesc, sunt deschiși, că cu străinii doar n-ar vorbi. Măi, zice, să știi că la început am avut remușcări, deși știi că nu mai aveam treabă cu biserica. Știu, măi, știu. Dar zice, după aia, zice, după ce mi s-a întâmplat din nou și din nou, după aia, zice, liber m-am simțit. Auzi, liber. Pe lângă păcatele trupești, există păcate ascunse. Ce numesc eu păcate ascunse? Numesc acele păcate, oricare ar fi, care nu implică o a doua persoană. Vezi, relația sexuală implică încă o persoană. Dar sunt păcate care n-ai nevoie de încă o persoană ca să le săvârșești, da? De mințit nu trebuie să minți cu cineva, minți singur, n-ai nevoie de ajutoare, da? De furat, mă gândesc că te poți descurca și singur. De delapidat, de asemenea, încă e mai bine să fii singur, să nu te... Exact. Deci anumite chestii singur s-ar face dacă vrei să le faci cum trebuie. O mărturie mincinoasă cam singur, tu cu tine. Dau niște exemple, da? Și atunci, asta numesc eu păcate ascunse sau păcate individuale. Acum, până la urmă, toate sunt individuale, numai în sensul că aici nu mai ai nevoie de nimeni. Aici te descurci pe cont propriu. Unii fac diferență. Unii din acestea despre care vorbim, unii fac diferență și zic, frate, eu păcatele trupești, zice că e unul, n-am căzut în alea și eu îl cred, că de ce m-ar minți, că acum n-are el niciun. Eu în alea n-am căzut, dar îmi fac eu altele, zice, altele mijmacuri și chestii. Alea nu-s din alea cu cineva, că să faci păcat trupești, trebuie cineva care să fie într-o minte cu tine, știi? Astea le face numai el, astea sunt marca lui, semnătura lui, geniul lui. Și păcate relaționale, care cumva țin de anumite relații care nu mai sunt în Duhul, în adevăr, în dragostea creștină, relații pe care omul ăsta le are, nu le va avea, care sunt foarte omenești și care sunt foarte complicate, uneori imorale, pentru că nu mai este nicio lege, nu? Nu mai este nicio rigoare, nu mai este niciun principiu, nu mai există decalog și nu mai este predică de pe munte, știi? Predica de pe munte zice, nu fă pe nimeni prost și nebun, zice că cu cuvântul poți să ucizi, nu numai cu sabia. Oricine ajunge aici, el nu mai are problema asta cu... El de mult a depășit și chestia asta. Totul e ca să-i fie lui bine, calcă peste ce? Cadavre. El nu vrea să iasă în pierdere niciodată, financiar și nu numai financiar, și ca imagine, că nu-i totul despre bani. El nu vrea să iasă în pierdere. Toți de aici am întâlnit oameni care sunt tocmai în starea aceasta, fie că au fost cândva în biserică sau n-au fost. Se constată, dragii mei, și asta nu e o veste bună în legătură cu căderile trupești și cele care vi le-am descris, se constată că cine a stat o vreme în biserică cu minte, moral, serios, și cine a rupt lanțul la un moment dat, știți ce zic, a rupt lanțul, adică a plecat ca fiul risipitor într-o țară nu apropiată, ci o țară de care? Depărtată, deviza acestuia n-a fost cât mai aproape, ci a fost cât mai departe. Se constată că cine face gestul acesta, zice că săvârșește păcatul trupesc și toate celelalte, cu mai mare poftă, voluptate, ca și cum a fost flămând de păcat, știți? Știți ce zic? Flămând de... Și o face ca o răzbunare și unii dintre ei spun, unii chiar scriu despre experiența lor. Și auziți ce spun, ascultați-mă, am citit câteva chestii, care după ani de zile de depărtare și așa vor să rămână, ne-au scris ce trăiesc ei în lumea lor acum. Și am citit următoarele cuvinte care ar trebui să ne înfioare. Ei spun, destul am fost reținut, destul am fost cu minte, știți, destul am pierdut. Știți ce? Ei văd asta ca o pierdere. Acum vreau să-mi iau viața înapoi. Acum vreau să gust toate plăcerile. Și eu vreau să le gust mai mult decât alții care nu au fost în biserică, pentru că ei între timp au progresat. Eu am rămas cum? În urmă, că la ei totul e răsturnat. Și acum, după ce am spus toate acestea, mai îmi rămân două lucruri de spus ca încheiere.
Și amândouă sunt importante. Un lucru nu e din Biblie, e de la cineva care a trăit în secolul 20, o afirmație a unui mare scriitor și duhovnic din secolul 20. Și al doilea lucru cu care vom și încheia este din Biblie. Am ales un personaj din Vechiul Testament care cred eu că acestui personaj îi se potrivește tot ce am predicat în seara asta. Ăsta a trecut printr-o amăgire a gândului, a vorbirii și a faptei. Și a ajuns să aibă un final dramatic. Întâi să vă spun gândul pe care vi l-am promis. Unul dintre cei mai mari gânditori creștini și duhovnici ai secolului 20 s-a numit, pentru că nu mai trăiește, Sofronie de Saharov sau Sofronie de Saharov, rus la el, se înțelege. Să vorbim bine uneori despre ruși. Acest Sofronie a trăit mai bine de cam jumătate din viață, că a ajuns la tinerețe, în muntele Athos, în spațiul acela despre care, dacă nu știi nimic, las-o așa. Dacă știi ceva, va însemna ceva informația. Adică rupt, nu de Grecia. Muntele nu-i rupt de Grecia, e rupt de lume. Cu niște rigori, cum n-am timp să-ți povestesc. Acolo a devenit ucenicul favorit a unui alt mare duhovnic, pe nume, vă dau și numele acesta ca să-l încadrăm, Siluan Atonitul. Poate veți mai auzi de ei. Și atunci să ziceți, mă, parcă am auzit pe undeva, cineva ne-a spus, fratele Ghiță, că numai el ne putea spune. Glumesc. Oricine vă poate spune. Cărțile care eu le citesc se vând în librării. Mă înțelegeți? Nu s-au scris pentru mine, nu? Mă mai zic ceva de Sofronie de Saharov și apoi să vă spun cuvântul. Era pe la jumătatea vieții, dar încă era bine, când a început să aibă probleme de sănătate, tot mai grave, în fine, dureri abdominale. Și a mers în oraș, mi se pare că în Tesalonic sau în Atena, a mers pentru niște investigații și medicilor de acolo li s-a părut că ceva nu e în regulă, că ceva e foarte grav și atunci are niște conexii de ale lui sau de ale cuiva, l-au trimis la Paris, la spital. Și a ajuns într-un mare spital și de renume din Paris și acolo s-au făcut investigații ca la carte asupra lui și rezultatul a fost clar, dramatic, dar clar. El era bolnav de cancer, bineînțeles că nu știa, era într-o fază avansată și i s-a spus că dacă e cu minte și dacă face tratament și dacă se retrage din orice activitate și dacă mănâncă el mai bine, atâta post și postire, cum face. Și dacă așa, atunci a zis medicul, cu indulgență i-a dat, că știi că ajungi, că îți dă medicul anii de viață, știi, ajungi, acolo ajunge. Și medicul, totuși generos, a zis maxim, dacă sunteți cu minte, dacă mă ascultați, dacă, maxim 5 ani. Maxim. Când a auzit el 5 ani, a zis, nu-i rău. 5 ani, nu-i o zi. Povestește asta în autobiografie. Oameni buni, ce relație să ai cu Dumnezeu, să nu te clatini. Și să zici, 5 ani, domnul doctor, i-a spus, vă mulțumesc frumos, ăla a rămas tablou. Pentru ce? Că mi-ați dat 5 ani, e mare, crezi că își bate joc de el. Domnul doctor, să vă dea Dumnezeu sănătate, lăsa eu lor s-o rugat de sănătate pe doctor. 5 ani și știu, zice, ce voi face în ăștia 5 ani. El avea deja plan. Și s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă gândul care l-am eu în inimă, dacă gândul care l-am în minte, dacă ce ai pus în inima mea, că numai de la tine putea să vină gândul acela, Doamne, la mine acum vremea s-a scurtat, Tu ești veșnic, eu mai am numai 5 ani. Doamne, deschidem porțile, deschidem ușile, adu resurse în calea mea, scoate în calea mea oameni care să nu mă încurce, ci dimpotrivă să mă ajute, că eu nu mai am timp. Și să rezolv, să fac ceea ce mi-am propus, să fac ultimul meu proiect din viață. Știți care era proiectul? Să vă spun? Să deschidă o mănăstire ortodoxă într-o țară fără mănăstire ortodoxă, în Anglia, în Marea Britanie. Și Domnul i-a dat confirmări în inimă că ăla e planul lui Dumnezeu. Să fie acolo un epicentru, ceva, măcar să se mire englezii, măcar să se mire. Și de la mirare pot începe niște lucrări. Și a făcut scrisoare oficială către Parlament, către Camera Lorzilor. Și au ajuns pe ordinea de zi, în cele din urmă, în Camera Lorzilor. Numai ta, vă spun mai departe, nu vă mai povestesc.
numai episodul ăsta, apoi vă spun ce a zis, care legătură. Și au ajuns în camera lor zilor, pe ordinea de zi, să se deschidă în zona, și-o și ales zona Essex, zona Essex, nu departe de Londra, să se deschidă o mănăstire ortodoxă. Când odată e citire acolo, lor zi, în Anglie, toți oamenii inteligenți și așa, știau ei fiecare câte ceva despre ortodoxie, mănăstire, cum să nu știi câte ceva, știi? Dacă nu, ei toți în cor au zis, nu aprobăm, că doar nu ne trebuie nouă, de asta ducem noi lipsă. După ce au zis nu aprobăm, unul dintre ei s-a ridicat precum Gamaliel la altă dată, așa iluminat cumva, dar nu că era la mare credincios, nu că precepea ăla mai mult, se ridică în picioare și zice, oameni buni, hai să mai chipzuim, zice la asta, dar ce avem noi de pierdut dacă îi dăm voie? O zice, ce avem de pierdut? Nu avem nimic de pierdut, doar în țara noastră se face, doar noi controlăm, totul se face cu acte. Hai să lăsăm, zice, nu cumva să ne punem noi împotriva lui Dumnezeu. Să nu luptăm, zice, ne trezim, știi cum a zis Gamaliel, că luptăm împotriva cui? Lasă-i pe ei, luptăm împotriva cui? A lui Dumnezeu. Și odată aprobare. La ora actuală există acea mănăstire. Cu o viață foarte interesantă, cu mărturii interesante, dar ascultați-mă ce s-a întâmplat cu el. S-a dus, a deschis-o în ăia 5 ani, atât au fost el de ocupat după aceea ca să pună la punct viața de obște și tot ce trebuie, încât au trecut 5 ani și a uitat, el așa povestește, și am uitat că el trebuia să moară la 5 ani, lucrurile au fost clare. Și când au trecut 5 ani, zice, și mi-am dat seama că am uitat, am zis, Doamne, ce am făcut, să mă ierți, că eu m-am luat pe aici cu treburi, ca un copil. Cine trăiește cu Dumnezeu, îl ajunge, știți cum zice Mântuitor, dacă nu te faci ca un copil cu niciun chip. Să mă ierți, Doamne, îți gata de plecare, eu zis. Și atunci a făcut el o rugăciune frumoasă, nu vă mai citesc, dar vă citesc cândva, când vin data viitoare. Zice, eu sunt gata, zice, gata, gata, acum chiar nu ne mai jucăm, o zis, acum chiar. Dar între timp se simțea mai bine, nu s-a rugat odată pentru vindecare. Dar fără să se roage, fiind el în voia lui Dumnezeu, fiind el cu curăție de inimă, văzând el minune după minune, frați și surori, Dumnezeu l-a vindecat. Și Dumnezeu nu i-a zis răspuns nimic, nu a venit să-l ia. Și ce când am văzut că nu vine să-l ia, să mă ia, mi-am continuat. Și a mai trăit încă 10 de ani după aceea, a murit la adânci bătrâneți. Că mare este Dumnezeu. Și lucrează Dumnezeu unde nici nu ne gândim noi că ar putea lucra Dumnezeu. În spații atât de diferite de gândirea noastră, de felul cum suntem noi obișnuiți, formați, că Domnul e mai mare decât noi. Slăvit să fie El. A primit mii de spovedanii și de mărturisiri. A primit mii de mărturisiri. S-a întâlnit cu păcătoși notorii care și-au vărsat focul inimii și fapte din acelea grozave care le-au făcut înaintea lui. Și spre finalul vieții, una dintre maximile lui spune așa, omul nu vrea să păcătuiască, vrea să trăiască, dar nu știe cum. Nu vrea. Am ajuns la concluzia că omul nu vrea să păcătuiască, nimeni care săvârșește păcate cele mai grozave nu le săvârșește, mai ales să se atrupește, că vrea să păcătuiască. Nu, el vrea viață, plăcere, el vrea să se bucure. Omul nu vrea să păcătuiască, omul vrea să trăiască, dar nu știe cum. Noi suntem aici să-i spunem, omule, este și o altă cale. Omule, este și altă plăcere. Omule, este și alt registru, ascultă-mă un pic, stai un pic, da? Oprește-te un pic, ai încredere un pic, este și altceva, uite-te la mine, uite-te la cineva mai mare ca mine, uite-te la mentorul meu, uite-te în Scriptură, hai să ne uităm peste tot. Uite-te în 2000 de ani de creștinism și vei vedea că sunt plăceri mai mari decât toate plăcerile păcatului, care sunt plăcerile contemplării lui Dumnezeu și a relației cu Dumnezeu. Samson este exemplul cu care vom încheia. Samson, dragii mei, știți bine ce a făcut, știți bine unde a ajuns, știți bine în ce relație a ajuns cu acea fată, da, cu acea femeie desfrânată pe nume Dalila, dar știți bine că n-a fost totul din prima. Știți că la început în gândul lui, în mintea lui, Samson s-a dat mare, că a văzut că din când în când are o putere supra-omenească, supranaturală, da. Și lucrul acesta a adus în mintea lui, în loc să aducă mai multă smerenie și dependență de Dumnezeu, a adus mai multă mândrie, mai multă, și a căzut prima dată Samson unde? În gând, este cel tare care cade, cel tare în gând. După aceea a căzut în ce? În vorbire.
Știți că avea obiceiul să facă ghicitori, să ținea de șoti. Și făcea o ghicitoare mai reușită decât alta și făcea ghicitori, făcea glume, se vedea rotund. Nu știa nimeni ce știe el. Dintr-o dată, iată-l pe el deșteptul. Iată cum i s-a dezlegat lui limba, acum după ce în minte și-o dat seama că el e mare, el nu e mic, e mare. Și de aici a fost un pas, până când în poala Dalilei, nu? Rămâne fără putere, știți împrejurările. Își dă toată taina. Pentru că atunci când îți dai taina, te-ai dat pe tine, cum să zic, te-ai distrus, te-ai dat taina. Taina. Prin taina eu înțeleg tot ce este sfânt în noi. Și își vinde taina. Nu o vinde, o dă gratis. Și se ridică. Și Dalila îi spune ca o amăgire, nu? Amăgire. Ridică-te, Samsoane, chiar au venit împotriva ta. Și se ridică Samson și nu mai poate să rupă funii, nu mai poate să învingă dușmanii. Și este prins și îi se scot ochii. Nu întâmplător, nu îi se taie urechile, îi se scot ochii. Nu e întâmplător. Nu vreau să încheiem neapărat într-o tristețe. Ceea ce vreau este că în câteva minute chiar să ne rugăm. Asta vreau. Dar nu vreau în tristețe să mergem în rugăciune, ci să mergem doar realiști în rugăciune. Și dacă sunt printre noi, frați, surori, oameni dragi, care tocmai au ajuns la jumătatea drumului aici, suntem la jumătatea drumului în jos, fie în seara aceasta să le trezească Dumnezeu mintea și inima. Și fie ca toți să folosim această rugăciune, să ne cerem Domnului iertare și să zicem, Doamne, nu mai vreau să fug, vreau să mă întorc. Nu vreau să fac mai multe din alea rele ca să mă obișnuiesc cu ele. Dimpotrivă, vreau să mă lepăd de ele și să le înmulțesc pe cele bune, Doamne. Nimeni nu vrea să păcătuiască, nimeni. Toți vor ce să facă? Să trăiască. Doamne, și eu asta am vrut să trăiesc, dar... Am luat-o de capul meu, am luat-o pe arătură, am ieșit în decor. Îmi dau seama că sunt singur, izolat, străin. Doamne, ai milă de mine. Iar dacă nu ești în această situație, sper să nu fii, roagă-te pentru cine știi că este. Nu poți să-i ții predici, el știe predicile. Nu poți să-i dai versete, are mai multe ca tine. Nu poți să-i spui o cântare că el deja a ascultat-o. El știe mai multe ca tine. El știe ce tu nu știi, așa zice el. Ce poți să faci este să te rogi pentru el și să ne asculte Dumnezeu. Și ce mai poți să faci este să nu rupi relația cu el. Nu rupe relația. Păstrează-o amiabilă, păstrează pe hobby-uri, pe mâncare, pe ce merge. Păstrează-o amiabilă, omenească. Nu rupe relația, nu-ți rupe șansa, nu dărâma puntea spre el. Pentru că nu ne îndoim că mai devreme sau mai târziu vin și vremuri de ridicare, de înviorare, de trezire. Uneori prin greu sau prin bine, cum rânduiește Dumnezeu, dar omul în cele din urmă se întoarce și încearcă să recupereze acum invers tot timpul pierdut. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm de căință și să ne rugăm de mijlocire pentru cei care, iată, trec prin acea situație și să-i și mulțumim lui Dumnezeu.